slăviți să fie Domnul. Amin. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un plom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la piere. Un psalm al lui David. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să plinească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom fructura steagul în numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe Iisus său și va răspunde din cerul, din locașul său ce sunt, în ajutorul atot puternic al dreptei Lui. Unii se grijesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne grijim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei sunt noi și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem cu cealaltă. Scapă, Doamne, de împăratul și ascultă-ne